Salut! Voi face citirea pentru perioada 16 octombrie-31 octombrie. Voi prezenta aspectele generale și cartea zilei pentru zilele dintre 16 și 31 octombrie. Începem cu o lună în berbec. Acest aspect dă dorința de a autoafirmare, de a conduce. Ne controlăm majoritatea emoțiile în funcție de casa în care se află luna în berbec. Pentru fiecare berbecul reprezintă un domeniu de viață, o casă astrologică. Este o etalare, în primul rând, pe ascendent. Venus este în opoziție cu Uranus. Venus fiind în Scorpion, Uranus în Taur, Uranus retrograd. Apar tensiuni, ieșirile sunt nervoase, autodistructive. Aceste tensiuni sunt și în relații, dar pot aduce pierderi. Venus în trigon cu Neptun ne dă mai mult emoții. Deci, acest aspect legat de Venus și de Neptun, am putea spune că este legat de emoții, de intuiție, dar și de visare. Atașamentul este destul de mare, loialitate și o autoconservare. Această opoziție Uranus retrograd Venus este valorificată în Neptun prin configurația Delta, formată dintr-un sextil și un trigon. Având planeta focar, Neptun. Aici se concentrează foarte mult emoțiile, visarea, intuiția și autocontrolul. Venus este în sextil cu Pluto. Pluto e și din retrogradare și în Capricorn. Dă un aspect de criză și tendința de a ieși din această criză. O problemă poate fi legată și de bani, dar ne păstrăm energia emoțională și putem să ne revenim. Între 16 și 17 octombrie se formează un trigon Venus cu Neptun retrograd, care este valorificat printr-un triunghi minor, având planeta focar Pluto. Aici trebuie să ne folosim intuiția, visarea, loialitatea. Putem să rezolvăm anumite probleme financiare, dar și cele emoționale, și putem să ne continuăm viața. Soarele este în trigon cu Jupiter. Este Jupiter retrograd. Este un aspect benefic. Soarele este în balanță, Jupiter este în gemeni. Acest aspect ne dă protecție, ne ajută să creștem, să avem o șansă să rezolvăm probleme financiare, avem oportunități și ne putem dezvolta. Soarele este în cuadratură cu Marte. Frustrări, Marte este în rac, Soarele în balanță, conflicte, ceartă. Mobilizarea apare mai mult în a crea conflicte decât în a le rezolva. Și ne putem crea singuri probleme. Pluto este în sextil cu Neptun retrograd. Ne dă șansa să arătăm sensibilitate, dar și dorințe, tulburi.
Credință, spiritualitate. Și putem rezolva unele situații, putem găsi niște soluții, să fim creativi. În relații avem trăiri profunde și spirituale. Uranus retrograd este în sextil cu Neptun retrograd. Schimbările sunt profunde în gândire și este legat de un aspect de mai mult de generații. Schimbările sunt în viața socială, tehnologie, visare și libertate, dorința de libertate. Pluto în Capricorn revine în mers direct, ceea ce am spus că este în mers direct, din 16 octombrie până 19 noiembrie în Capricorn. Din 19 noiembrie la ora 23:10, Pluto iese din Capricorn și va face ingresul în Vărsător. În acest timp, Pluto ne aduce schimbări acolo unde se află pe harta noastră, în funcție de ascendent. Transformări, reorganizare, scopul de a deveni mai eficienți și să avem o stabilitate materială. În 17 octombrie, la ora 22:26, Venus face ingresul în Săgetător. Favorizează creativitatea, ideile, dar și dorința de călătorii, aventură și ne putem folosi intuiția. În relații dorim libertate, relațiile sunt mai, să zicem, sentimentale. În 17 octombrie, la ora 14:26, se formează o lună plină, o lună plină la ora 24:35 în Berbec. Este ora Bucureștiului. Favorizează comunicarea cu apropiații, avem o adresare destul de directă, suntem totuși nervoși, tensionați, apare și frustrarea. Acționăm destul de, să zicem, nervos legat de niște contracte, de asocieri, de relații personale, de negocieri, de multe ori cu dușmanii declarați. Simbolul sabian al acestui moment este o dublă promisiune, își dezvăluie sensul interior și exterior. În comunicare apare duplicitatea și neîncrederea. Ascendentul momentului de lună plină este în 19 grade Capricorn. Favorizează ambiția, organizarea, loialitatea, responsabili și responsabilitate. Suntem distanți, puternici, ne arătăm această putere, încăpățânați. Prețuim familia și tradițiile. Se formează pe opoziția soare-lună. Momentul de lună plină reprezintă o opoziție dintre soare și lună. Se formează un careu în T cu planeta focar Marte din Rac, unde acumulăm foarte multe frustrare și ne gândim la familie, la cămin, ne gândim la relații, la tradiții. Poate să fie o zonă de contracte, de asocieri, relații cu parteneri sau și cu dușmani declarați. Putem să luăm în discuție căminul, familia, tradițiile și trecutul. Dar putem să ne bazăm și pe cunoaștere, studii filozofice, juridice, posibil călătorii. În 17 octombrie, la ora 23, luna face ingresul în Taur, favorizează curiozitatea și emoțiile,
legate de trecut, familie, idealuri, mediu natural, tradiții romantice și sentimente stabile. În 18 octombrie, Mercur este în opoziție cu Luna. Favorizează tensiuni, nervozitate, discuții contradictorii, ceartă și discuții comparative. Relațiile sunt tensionate cu dialoguri supărătoare, directe. Marte este în sextil cu Uranus retrograd. Favorizează negocierea limitelor, ale sarcinilor, răspunderilor, aspecte individualiste. Suntem originali și unici. În relații, fiecare își desfășoară activitatea separat pe un teritoriu limitat. Am putea spune, deci, acest aspect Marte-Uranus putem să-l valorificăm în primul rând dacă încercăm fiecare să ne facem treaba acolo unde suntem și cumva să ne concentrăm pe acest aspect. 19 octombrie, Soarele este în cuadratură cu Pluto. Favorizează transformarea, schimbarea, dar ne dă și frici. Această cuadratură, frustrare, teamă de a pierde, de a nu a mai avea controlul, riscăm autosabotarea și autodistrugerea. Deci singuri ne de teama acestor pierderi a controlului ne putem crea probleme. 19 octombrie la ora 23:08 Luna face ingresul în Gemeni. Favorizează emoții, instabilitate, relațiile sunt libere, comunicarea este bună, curiozitate, studii, călătorii și realizarea informațiilor a celorlalți. 20 octombrie, Mercur este în trigon cu Saturn. Retrograd favorizează încrederea în mental și ideile personale, organizarea este autocontrolată, ne devenim calmi, rezolvăm problemele în timp și obținem satisfacții. Relațiile sunt de colaborare și sunt relații de durată. În 21 octombrie, Marte este în trigon cu Neptun retrograd. Favorizează trăiri mistice, deschidere pentru spiritualitate, credință, care dă puterea de acceptare, folosirea intuiției și visarea. Relațiile sunt sentimentale. Trigonul este valorificat prin triunghiul minor cu planeta focar Uranus retrograd din Taur, unde putem negocia limitele, sarcinile, responsabilitățile, putem să ne păstrăm individualitatea, originalitatea și să fim unici. Luna este în conjuncție cu Jupiter retrograd. Experimentăm emoții, nemulțumiri, mai mult legate de finanțe, de bani. Și încercăm să facem diferite lucruri, să obținem bani. În 22 octombrie, la ora 1:51 de minute, Luna face ingresul în Rac. Aici este în domiciliu, interesul este mai mult pentru natură, familie, tradiții, strămoși, trecut. Unii vor achiziționa lucruri mai vechi, vor vizita expoziții mai, cu obiecte vechi care le strânesc amintiri. În 23 octombrie, la ora 1:15, Soarele face ingresul în Scorpion. Aici Soarele ne susține cumva, favorizează seriozitatea, profunzimea, aduce la suprafață tot ce nu este util și este toxic. Astfel putem vorbi de o detoxifiere.
Cu soarele în scorpion putem renunța la tot ce este toxic în viața noastră. Relații, aspectul fizic, emoțiile. Putem deveni neîncrezători și să facem analize, să verificăm sau să îi scodim. În 24 octombrie, luna este în opoziție cu Pluto, favorizează suferința, repetarea experimentelor din trecut și facem alegeri care au mai fost făcute. Transformările aduse de Pluto sunt refuzate de multe ori și luptăm împotriva acestor transformări. Acest aspect ne creează mai multă suferință, neputință și constrângeri. În relații putem ajunge la suferință și constrângeri dacă nu acceptăm transformările și schimbările. Opoziția Lună cu Pluto concentrează tensiunile printr-un careu în T în planeta focar Soare din Scorpion, unde putem accepta sau nu transformarea, schimbarea, dar totul este analizat, verificat sau iscodit. Vom elibera tot ce nu ne este de folos, ci tot ce considerăm toxic din viața noastră. În 24 octombrie, la ora 8:30, luna face ingresul în Leu. Este în cădere, favorizează exprimarea, emoțiile, creativitatea și dorința de a fi admirați. Momentul este benefic pentru a transmite această creativitate și o deschidere sufletească. Pe opoziția lună, Pluto, se formează o configurație Delta cu planeta focar Neptun retrograd, unde putem să ne refugiem în visare, creativitate și lucruri plăcute, dar trebuie să acceptăm realitatea. Luna formează un trigon cu Neptun retrograd, favorizează acest aspect devotamentul față de familie, dependența de casă, fiind gazde perfecte, și avem o dorință de a proteja pe ceilalți. Relațiile sunt sentimentale. În 25 octombrie, luna este în cuadratură cu Mercur. Favorizează frustrarea, nervozitatea, iritabil. Relațiile sunt imprevizibile. Marte este în opoziție cu Pluto. Acest aspect se menține mai mult timp. Favorizează tensiuni. Nu ascultăm de nimeni și ajungem să ne facem singuri rău dacă ne opunem sau refuzăm schimbările și transformările. Marte este în trigon cu Neptun retrograd, favorizează visare, iluzii și autovictimizare, amăgire, sacrificii. Opoziția Marte cu Pluto favorizează conflict, este valorificată printr-o configurație Delta, un sextil și un trigon, cu planeta focar în Neptun retrograd, unde visarea, sensibilitatea, dorințele tulburi, credința, spiritualitatea, revolta, gândirea filozofică, găsim soluții care depășesc așteptările și suntem creativi. În relații avem trăiri profunde și spirituale. 26 octombrie, luna este în cuadratură cu Saturn retrograd. Favorizează frustrările, date de obstacole, de impunerea responsabilităților, responsabilități de multe ori suplimentare, și aceste aspecte poate să ne și mobilizeze, să depășim împreună aspectele nefavorabile și să formăm chiar o echipă bine sudată, dacă vorbim de relații. În 26 octombrie, la ora 18:48, luna face ingresul în Fecioară, favorizează creativitatea,
suntem practici și deschiși spre natură, călătorii, ocupații rurale sau tradiționale, relațiile sunt mai mult practice și mai puțin sentimentale. Suntem mai puțin critici, având tendința de a fi un exemplu. În 27 octombrie, Venus este în sextil cu Lilith. Acest aspect ne face să căutăm adevăruri absolute, dorința de a avea puterea, de a deține puterea, dar blocajele sunt sentimentale și emoționale. În relații, emoțiile sunt greu de exprimat. Și în 28 octombrie, Mercur este și el în opoziție cu Uranus retrograd. Ne folosim alternativ logica și intuiția, dar sunt folosite defectuos. Când trebuie să folosim logica, noi ne folosim intuiția și așa mai departe. Deciziile sunt luate impulsiv și cu ezitări. Astfel pierdem momentul favorabil. Anticipăm rezultate negative și acest lucru ne face să avem o teamă de pierdere. În 28 octombrie, la ora 6:50, Luna face ingresul în balanță. Acest aspect favorizează relațiile, mobilitatea, în căutarea rădăcinilor, dorința de a avea relații sociale, dar de multe ori sunt și conflictuale, conflicte sentimentale, dar putem să, cu implicații publice, dar putem să și negociem aceste aspecte, astfel încât conflictele să se transforme în asocieri, dacă suntem diplomați și ne folosim tactul și putem negocia. Luna este în opoziție cu nodul nord. Favorizează tensiuni, nervozitate datorită blocajelor emoționale, sentimentale, intuiția și legăturile cu familia sunt o piedică în împlinirea menirii existențiale. Sfat este nevoia de control al emoțiilor, intuiției și al subconștientului pentru o orientare benefică. Între 30 octombrie și 3 noiembrie se formează o configurație numită Zmeu. Este o configurație formată de Mercur. Mercur din Scorpion, Marte, pe urmă Mercur va intra în Săgetător în noiembrie, Marte în Rac, Neptun retrograd din Pești, Pluto din Capricorn și Uranus retrograd. Se formează de fapt o piramidă de apă între Mercur, Marte, Neptun, Pluto retrograd și Pluto, scuzați-mă, Pluto mers direct și Uranus retrograd. Pluto în primul rând într-o zodie de pământ. Acest aspect poate fi valorificat trigonul Mercur cu Neptun retrograd cu planeta focar aflată în opoziție cu Marte. Dă un aspect dinamic această configurație, ne favorizează acțiunile și am putea spune că acest aspect antrenează toate cele patru aspecte legate de fiecare casă, domeniul de viață, da? Și unde se formează această configurație, Zmeul. Tendința este pentru conservare și poate să genereze reușite sigure acest aspect. Deci sunt planete retrograde, am putea spune, implicate în această configurație, dar totuși putem să le valorificăm.
atenția ar fi, în primul rând, pentru acest aspect cu Neptunul, unde riscăm mai multă visare, și Uranus retrograd. Voi face, așa cum am spus, în primul rând, cartea zilei și va fi o carte din acest tarot și o carte din celălalt tarot, astfel încât să putem avea mai multe explicații. Bun. Le pregătesc și pe celelalte. Acum să vedem la baza pachetului, deci pentru această perioadă, iată, avem 6 de spade, un moment, deci Mercur în vărsător și chakra este o chakra a inimii, deci am putea spune că putem vorbi despre schimbări la care să gândim singuri și schimbări care să ne ajute să mergem spre o zonă mai liniștită. O chakră a inimii ne duce în primul rând la acest aspect legat de, este situată în piept, da? Este vorba de iertare, de a face un echilibru între sentimente, emoții și relații, o armonie ce putem căuta, iubire, compasiune, echilibru, bucurie, înțelegere, să ne putem arăta unitatea, iertarea și un 20 care reprezintă judecata sau trezirea morților. Am putea spune că este un moment benefic în care putem să judecăm, să gândim foarte bine și să luăm decizii pentru a schimba ceva în viața noastră sau chiar să schimbăm ceva în viața noastră, astfel încât totul să fie benefic. Această arcană este o arcană majoră și putem vorbi de un 4 care ne gândim la clarviziune, la pământ, la materie, la realizări, la reîncarnare, dar și ghinion, ordine, disciplină, curaj, profesionalism, critica, analitic, să putem să facem analize, să ne folosim energia, să fim perfecționiști, dar și încăpățânați. Acum mă voi scoate câte o carte pentru fiecare zi. Una din acesta și una din acesta. Am să le pun așa. Sau așa. Și vor fi câte două. În primul rând, aici este un 21, este lumea, arată într-adevăr, deci, un aspect benefic. Această lume este o schimbare profundă, este o schimbare care depinde numai de voința noastră.
Este un 21, deci un 3. Poate se reprezinte și data de 21, când vom gândi o schimbare, dar atunci s-ar putea să fie vorba despre început, mijloc, sfârșit, despre putere, despre bunăvoință, despre iertare, suferință, renaștere, unitate, schimbare, începutul unui nou ciclu. Și arcana care vine pentru ea este acest, avem o ceacră, ceacra principală, vorbim despre o ceacră aflată în zona pineală, perinală. Este o ceacră care ne ajută să ne împământăm, să avem o legătură cu pământul, să primim energie, stabilitate din această legătură cu pământul. O protecție, o securitate. Și acest prinț de spade care arată o goană. Goana după a obține ceva. Pentru unii dintre noi s-ar putea să fie un conflict cu o persoană cu acest aspect. Următoarea carte am să iau este pentru ziua de 17. Este vorba de o creativitate care este la început. Este un aspect benefic, o acțiune care ne ajută să ne folosim capacitatea noastră creativă, dar trebuie să ne organizăm astfel încât acest aspect să fie foarte benefic pentru noi. Avem o ceacră a celui de-al treilea ochi, vorbim de o ceacră situată în frunte, legată de glanda pineală, și este un moment în care noi ne putem folosi intuiția cu această ceacră a celui de-al treilea ochi, să ne folosim inteligența, să avem o conexiune cosmică cu aceste aspecte legate de mentalul cosmic. Deci am să le deplasez cumva mai sus puțin. 17 am zat, 18, în data de 18 avem o concurență, o rivalitate, un 5 de bâte, este un consum de energie mai mult, fiindcă niciodată nu vom ști cine câștigă din această luptă. Blocaje, Saturn în leu, este o ceacră a gâtului, este vorba de glanda tiroidă, este vorba poate de un dezechilibru la această glandă tiroidă. Ne folosim creativitatea, ne folosim gândurile, dar și trebuie să ne asumăm responsabilități. Și iată, avem aici un papa, marele preot, marele preot care ne spune că într-adevăr trebuie să ne asumăm responsabilități și trebuie să este mentorul nostru, trebuie să ne folosim, nu știu ce se întâmplă.